Salut dragilor, bine ați venit la episodul cu numărul 11 din podcastul Educație în toate felurile. Surprinzător și de data asta tot despre educație vorbim. Vorbim astăzi despre educația de la facultate, de la domnul profesor Florin Nențanu. El mi-a fost mie profesor pe toți cei patru ani din fericire de facultate și l-am chemat astăzi să vorbim două lucruri importante. Mai este facultatea relevantă și o a doua, de, al doilea subiect de discuție va fi mobilitatea în trafic, pentru că dânsul se vrea sau este expert în partea asta de mobilitate. Bine ați venit! Bine te-am găsit și vă bucur că mă simt așa un pic în, în trecut, <gătă -i> aduc de, <gătă -i> de da, da, noastră, întâlnirile noastre, chiar mi-ai adus aminte acum de o, o, o întâlnire, da. Da, expert, așa zice lumea. Eu am bătrânit și pe măsură ce bătrânesc, presupun că fiecare acumulează tot felul de chestii. De ce? Uite, de exemplu, acum de curând a fost invitat în Africa, nu? Da, să da, vorbiți da. despre mobilitate urbană. Da, 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 da. Da, bine, acum, după cum ziceam, trăit diverse experiențe, pot să dau niște sfaturi, dar asta nu neapărat mă ridică pe pedestal acolo și să fiu expert. Ex da, sunt, am ceva experiență Mai mie, pe lângă experiența pe care o am cu dumneavoastră în facultate mie mi mi-a plăcut că vă văd foarte activ în uh, mediul online nu neapărat cu, cu postările doar despre alergat pentru care vă felicit <laughs> pentru că eu da, da, tocmai am alergat am văzut, de ieri. am văzut <laughs> da. am zis ceva de dulce că mi-ați blocat tot orașul dar... și aici avem multe de discutat. Um, dar vă văd activ în discuțiile cu mediul de afaceri. Vă văd activ într-o piață în care majoritatea profesorilor universitari rămân în cabinetele lor. Dumneavoastră ieșiți și faceți o legătură între mediul academic și mediul de afaceri. Da, ideea e că spuneai mai devreme dacă mai merită facultatea. Ca idee merită, da? Și dar, pe de altă parte, pentru a trăi relativ ok, trebuie să faci diverse activități. Și una din activitățile mele e activitatea de consultanță. Și atunci, evident, sunt pe piață, în diferite forme, de la cursuri până la studii și chiar okay. implementarea de sisteme, în unele cazuri. La ce mai servește facultatea în ziua de astăzi? Acum depinde, depinde de om, de student mult, dar pe de altă parte, întotdeauna educația instituționalizată a ajutat, fiindcă noi trebuie să trăim în societate, suntem parte din grupuri. Cel mai simpatic laborator e școala. Fiindcă ne adunăm în grupuri, avem interese comune și începem încet încet să construim. Evident putem să ne izolăm, da. A se vedea pandemia, care a avut niște efecte pe Profilul studentului sau elevului de dinainte de pandemie nu prea ok. Și atunci cumva trebuie să nu zic că e obligatorie facultatea. Poate în alt context, n-ar ajuta la nimic. Dar în contextul actual, când noi începem să folosim din ce în ce mai mult tot felul de instrumente pentru a trăi relativ bine. Da? Evident că avem nevoie de școala asta în forma nu neapărat în forma clasică sau o forma actuală care are sau nu chestii bune sau are mai multe chestii bune decât rele sau dar asta, poate fi interpretat da, asta cu asta. chestii bune și rele mi se pare o discuție foarte lungă și depinde întotdeauna din ochii privitorului pentru da, că da. de exemplu pe mine personal facultatea și asta o, o spun multor elevii care mă întreabă de ce să se ducă la facultate în primul rând, locuiești singur. Adică, la noi, Politehnica, da, trei da. sferturi a fost făcută din regie și locuit în regie. Da, da. După care sunt exemple în jurul tău, cum a fost dumneavoastră pentru mine, un exemplu pozitiv. Și n-ai de unde să știi ce profesori, ce da, le... e, e clar, e o oportunitate. Da? Plus că, exact cum pe vremuri se purta povestea aia cu armata. Da? Dacă faci armata, mai ales pentru băieți, devii bărbat. Poți deveni bărbat în de diferite moduri, nu neapărat prin instrucție militară, dacă ai idee. Așa, așa și cu facultatea. Eu Îți creează niște oportunități și de învățare, și de viață. Trăiește altceva. Te transformă. Foarte mult. Da, da, da. Bine, nu? te poate transforma în ceva rău asta. Nu poți să garantezi. Pe de altă parte, toți așteaptă din partea, în cazul nostru, facultății, studiilor superioare să transforme miraculos oamenii. Oamenii nu se transformă miraculos, ei au nevoie de, ca dovadă, dacă de 18 ani să ajungă la maturitate în țările astea, în alte țări douășurile. De ce? Fiindcă omulețul e ca un sistem de operare care primește pe zi ce trece update-uri și upgrade-uri ca să, să devină altceva. Da? De mult mai bun. De aplicat așteptarea asta? Pentru că sunt de acord și uh, chiar de curând a fost la Europa FM o dezbatere pe tema facultăților. De unde a plecat așteptarea asta că, domnul gata, termină facultate și angajatorii stau la poartă să se bată pentru mine? Da, da uite, culmea e un paradox. La noi, la facultate, chiar așa <laughs> se întâmplă. De ce? Fiindcă domeniul ăsta al mobilității și transportului e un domeniu extrem de provocator și extrem de dinamic. Întotdeauna, dacă există creștere economică, Va crește fantastic și partea asta de mobilitate, logistică, transporturi. Și noi, la momentul ăsta, cam așa suntem. Adică avem unde șomajul e negativ. Da, vorbesc serios, am mai multe cereri de absolvenți decât absolvenți putem da noi. Și sunt diverse alte facultăți care sunt în aceeași situație. Asta nu înseamnă că școala e în termeni absoluți e mai bună decât în termeni relativ, din punctul meu de vedere școala e mai bună acum decât a fost pe vremuri. Sunt total de acord. De ce zic chestia asta? Fiindcă se vede că trebuie să, să, avem niște indicatori întotdeauna când vrem să măsurăm ceva. Și un indicator e productivitatea absolventului. La un an, doi, trei după ce a terminat facultatea. Păi e fantastic acum. Ca dovadă creșterea economică nu numai a României, a Europei, la sablu. Da, eu cred că chiar era să îmi supăr neamurile la o discuție că școală ca pe vremea noastră nu se mai face. Da, da, okay. Și aici am o altă teorie să sper că, acum nu știu cine să uită, sper să nu se uite dușbari duș sau prieteni care vor deveni dușmani Ca idee, școala de pe vremuri a, gener, a generat niște rezultate care se văd acum. Dacă acum școala nu e bună, e rezultatul școlii de pe vreme. Deci, ăsta e paradoxul. Deci, nu e rezultatul școlii de acum. Școala de, de acum își va vedea rezultatele undeva 20-30 de ani. Cam ăsta e mecanismul. Deci, avem nevoie de o generație. Faptul că oamenii au fost, că a, asimilau niște cunoștințe, ok, citeau niște cărți, mm, iar ok. Dar toate astea, când erau puse în practică, în lumea reală, E și -a ce ai ieșit. Nu ești tu, Japonie. <laughs> Bine, ai și o țară care se mișcă. Se mișcă, dar eu zic că e datorită generației tinere. Nu? <laughs> da, întotdeauna e datorită generației tinere. ca o energie fantastică. Poți să nu știi nimic, dacă ai energie, buți, buți. Dacă <laughs> îl <buții>, mai strâmbă. <laughs> Dar l-ai mutat. Nu-l ții acolo să filozofezi. Da? O, o chestie de care se plângea lumea la, la Europa FM era strict legată de materia care se predă. De ce este greu să se schimbe materia sau, mai bine spus, cum faceți dumneavoastră să vă țineți materia la zi? Să nu mai predăm chestii de acum 30 de ani. Bine, acum și cu materia asta. Iar, îmi dau cu părerea eu am voie. No. Să... Așa. E, ideea e felul următor. Nu neapărat materia, conținutul sau omulețul contează, profesorul. Ca idee, chimia e chimie. Da? Sau fizica e fizică. Sunt puține chestii care sunt predate în școli să poată fi înțelese la nivelul respectiv care au revoluționat lumea în ultimul timp. Dar restul sunt chestii tradiționale, să zic așa. Modul în care preziți chestiile astea tradiționale, aici e cheia. Faptul că îți prezint, îți fac o ecuație, ți-o scriu pe tablă cu cretă și, da, sau găsesc o aplicație, da, chiar și software, pentru a implementa ecuația aia într-un produs oarecare, care nu știu, face ceva, ți-a prinde un monitor sau... E... Cu totul altceva. E altă abordare. E altceva, în final. Mă duce la următoarea întrebare. În sistemul privat, eu ca profesor sunt notat, evaluat de către elevi după fiecare curs. Și cu doamna cu care am discutat în episodul anterior la un, de la un MBA, spunea la fel. Profesorii sunt evaluați. În generația mea, în afară de dumneavoastră și alți vreo patru profesori, restul cumva erau... Să nu spun la unui sistem, dar oameni care nu mai trebuiau să stea la catedră. Cum ar putea fi implementată chestia asta și la, la nivelul unei facultăți? A, ca idee, strict pe hârtie, așa e implementată povestea. Asta. Da? Da, noi avem un feedback dat de studenți, feedback care se rătăcește undeva. <laughs> Există niște documente în care noi scriem niște chestii legate de feedback. Da, ideea e că. Noi nu prea avem, să zicem, instituția feedbackului. ului Dar noi nu prea evaluăm critic profesorii la niciun nivel. Cu toate că la facultate ar fi mai ușor. De ce? Fiindcă e vorba de educația adulților. Da? Sunt maturi. Da? Cu toate că nu sunt chiar așa maturi. Fiindcă dacă eu sunt exigent la curs și la examen, primez note mici. Dacă fac cam ce vor ei, fără o exigență oarecare, s-ar putea să privesc note mari. În final. O, de, să le mânăriți cumva. De, da, nu. Și atunci, iar e complicat, fiindcă am în minte povestea asta cu clasamentul universităților. Da? Au fost niște știri în ultima vreme cum că România, cu toate universitățile ei, a ieșit din primele 500-1000 de universități, da. pe nu știu ce. Nu știu ce index de ăsta al universităților. Ei bine, în momentul în care ținta noastră este să fim în clasament, nu facem educație. Vom face tot felul de șmecherii pentru a îndeplini niște indicatori. Cât trebuie să fie? Trei școli. Ce fel de trei școli? Cam, cam asta e ideea. Așa, dacă avem o țintă, un număr, avem nevoie de 100 de absolvenți. Ok, sunt de acord, dar ce fel de absolvenți? Da, cam ce ar trebui să știe omuleția. Cam, cam așa e și, și aici. În momentul în care uh, ne țintim pe activitatea educațională da, și vrem să investim în povestea asta, trebuie să avem grijă și de profesor și de student. Ei să formeze un parteneriat, investim în schema asta și eu zic că are succes. Adică da. eu nu știu exemple. Bine, am început să mă trez, nu mai știu câți ani am, vreo 25 de ani de când sunt pe la școală, pe acolo, e 25 plus 5, că a fost și student acolo. Dar n-am exemple în care parteneriatul profesor-student închegat să nu fi dat rezultate magice. N-am exemple. De la lucrări de licență scrise bine, la diverse proiecțele și așa mai departe. În momentul în care e, Există un gap așa între o prăpastie între profesori și studenți, evident că da? Eu îi arunc o temă peste prăpastie, eu arunc un no, proiect no. cu copia de nu știu unde. Sau mai nou făcut cu diverse instrumente. Ceea ce care da, minte da. toată ziua. Da, minte plus că generează bibliografie fake. Da, asta am <laughs> La un moment dat am așa că zic, uite, eu sunt în domeniul ăsta care, bine, și domeniul sistemului inteligente pentru transportul care e de nișă așa, nu prea stă lumea să se joace. Și le-am cerut, am făcut un exercițiu cu ei, aveam un proiect în Delta Dunării, și să facem ITS în Delta Dunării. În comunitățile de acolo, cu vapora și nu știu ce, comunica între ele, bine. Și mi-a generat cineva o, da, o lucrare de asta cu bibliografie, cu lu lucrări scrise despre ITS în Delta Dunării. <laughs> și erau semnate Florin Nelțan. <laughs> nu, nu, semnate, da, ți omuleți, de adunate lume, știi? dar nu existau, că le-am căutat și bă, erau curios. bă, uite, am venit eu cu ideea asta. Eu mai am o teorie că dacă avea o idee sigur cu cinci ani înainte e, avea, s să mai cineva, gândit -a mai cineva. cineva gândit, da. și, și am zis mă o și în cazul ăsta dar n-a fost a fost. -a fost -a. Dar, nu l-am văzut și eu pe, pe GPT că inventează chestii da. și inventează atât de frumos încât jumate adevărate jumate. Să... Da e exact fake news da. e exact e aceeași rețetă. Cum da. manageruiți ca profesor? niște elevi care, cum am fost generația noastră, în afară de vreo 10 dintre noi, restul 60 nu aveau nicio treabă acolo. E complicat. E la fel și acum. <laughs> da, deci ca idee există un număr de studenți care sunt atrași de școală. Dar, bine, asta se trage și din, să zic, educația timpurie, dacă să zic așa. În sensul în care școala e ca o pedapsă, exact cum e medicul sau doctorul. Dacă nu ești cu minte, sau bine că a venit vacanța, ca idee, școala îți deschide lumea. Adică cum să te bucuri că închizi ușa către lume? Da. Numai că e, e prezentată, dar evident, prin cei care sunt interfața cu sistemul, respectiv profesori, e prezentată strâmb da, și atunci apar amenințări. Te las uh, porijent, da, sau primești nu știu ce chestii, repetent. Oh. Sunt niște amenințări de astea, în loc să vezi care e problema. Pe de altă parte, iar cit am citit un articol interesant cu câte cadre didactice sau câți studenți sunt pe cadru didactic la diversele universități din lume. La Politehnică sunt, sunt undeva la 30 ceva de studenți pe cadru didactic, la MIT sunt 12. Da, deci ca idee, eu am de trei ori mai multe oi da, care trebuie să fie și cu blana mai, mai lungă. Da? Evident că unele-ți mai scapă, mai că n-am cum să gestionez. E vorba de timp și resurse, în final. E ca la meditații, da? De ce fac oamenii meditații? Fiindcă e o relație one-to-one. -one. Și informația se duce exact. Adică toți cei care fac meditații au rezultate. Da, no, pentru că e. Nu? La. A, că n-au de top, că n ajung da? nu, asta e altă mâncare de pește. Așa e și aici, în momentul în care ai o turmă mare de păstorit, e complicat, uiți de ei, nu știi ce... Da. da și plus că vin cum vin. Vin cum vin, îi preiei și vine cineva, ți aruncă repede să scape, că asta face liceul. După aia îi preluăm noi, vrăjim patru ani, iar îi repede să scape. și ia industria. Și ce face industria? Dă bani pe educație. Asta e partea nasoală, zic eu, că ar trebui cumva să trece și industria partea asta să ne ajute, pe de altă parte și noi să mergem spre industrie. Fiindcă nu, sunt, deci ca idee, majoritatea absolvenților, un an de zile, fac traininguri. Da. Să înțeleagă despre ce e vorba în lumea reală. Eu cred că foarte hmm. mult lipsește miza. La ce mă refer? Toată lumea e nebunită cu facultățile din afară. Nu zic că sunt unele țări care au tradiție într-un anumit domeniu, nu știu, vestimentar să faci la Cluj, nu prea am auzit de ea clujeană să zic așa, faci, nu știu, MIT-ul, ok. Dar văd foarte, multe, foarte mulți elevi, studenți, cum vreți să-i spunem, care pleacă în afară doar de dragul aventurii din afară. Deși facultatea aia, per total, nu cred că oferă mai mult. Pe care la noi, pentru că e gratis, că hai să fim serioși, Politehnica... E relativ gratis, cineva plătește adică ta... da. din taxele tale o parte să duce da. în școala Dar românească Îți lipsiște ție miza ca elev da. că atunci da. când ai ști că trebuie să dai 30.000 sau 20.000 pe an parcă cred că ai abordau o cu altă maturitate să zici bă Da și nu da, și da. e relativă povestea ideea e că aici ai dreptate școlile din vestul Europei sunt supraevaluate da? ideea în care toți așteaptă că ducându se acolo să se transforme cum ziceam mai devreme în niște case, personaje miraculoase care vin și trebuie, nu e chiar așa adică, dacă e din cei care au studiat afară, auzim de câțiva, 2, 3, 4, 5 da. exact de câți auzim și de care au absolvit în România evident ele, dacă e să le să analizăm resursele stau mai bine Universitățile. Alea. Da. Dar pe ansamblu, în ceea ce înseamnă transformarea studentului din absolvent de liceu în cazul nostru inginer, am, suntem pe acolo, zic eu. Suntem pe acolo. Da, eu îi văd pe absolvenții mei și am mai dat exemplu ăsta și în alte episoade. Mie mi se pare că ca nivel de inteligență, de percepție, de înțelegere a unui text, noi ca români stăm mai bine față de multe naționalități chiar ve profund da, vestice. Da, nu știu dacă e o chestie care ține de locul nașterii sau... Da, nu, 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 da, ține da, De, de, de școala. Și școală, da. Uite, vă dau un exemplu. din. Eu am cam în ultimii doi ani, de când am început să fac experimentul ăsta așa la nivel informal, fără să completeze nimeni feedback-uri, din 700 de studenți, am vreo 300 de români, restul numai din afară. Și ăștia din România la nivel de limbă engleză înțeleg mult mai bine texte care sunt scrise într-un limbaj un pic academic. Cei din afară se plâng, deși ei sunt nativi în limba asta, se plâng de formulări. Da, da, da. Se plâng de faptul că dacă nu-i subiect predicat adjectiv, ce vrea să spună propoziția asta? Și chiar m-am m-a, deranjat că a trebuit să stau cu unii să fac explicații de asta. E propoziția principală, virgulă, e propoziția secundară. Propoziția e. principală are un sens, e. secundară, vine și să-l completezi, dar are alt. Când ce asta? Limba da, imilezi. bine, pe de altă parte sunt educați așa, știi? că ei vin dintr-un sistem care poate le dă altfel toate informațiile astea. Știi? Din coace, noi avem dezavantajul și avantajul în același timp că învățăm o limbă străină, o învățăm în general simplificat, mai ales pentru ingineri din partea asta tehnică, da, care nu folosește neapărat o limbă sofisticată da? și pe chestia asta ne forțează învățarea limbii străine să gândim un pic altfel. Pentru în primă fază traducem zi? și ne construim mental niște modele pentru a înțelege ce a vrut să zică la cu input. input ce-o fie la input? Zi? Și stau și fac pătrățele până mă prind ce, a vrut să zic autorul. Zi? Da. Vom <coughs> Pe piața românească au apărut foarte multe companii de traininguri care învață punctual diverse skilluri. De ce a, a apărut asta și de ce n-au venit facultățile să preia chestia asta de limbaje de programare <laughs> da, e de chestie de piață. E o a fost o nevoie de astfel de cursuri și evident cei care puteau să furnizeze rapid într-un timp relativ scurt niște cursuri ca să folosesc un barbarism customizate da? uh, au fost firmele private. Da? Mie într-o instituție publică bine la noi la Politehnica e mai lejer că am început să ne relaxăm și avem o abordare către piață. Adică la momentul ăsta dacă vreau să organizez niște cursuri le pot face relativ rapid dar Chestia asta a început acum 10 ani sau mai da, bine. Da, da. Și atunci, la momentul ăla, evident că firmele private au făcut mult mai rapid toată mișcarea asta. Dar pe de altă parte, în cel puțin 50% din firmele astea private erau profesori care aveau know-how. <laughs> acum e, e și o abordare de tip căpușe. <laughs> da, da. 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 ideea e că, iar o altă mică problemă, iar revin asta cu universități și nu știu ce, e, e vorba de identificarea cu compania, exact cum fac multinaționalele, cu tot felul de team building-uri, că să poartă da. filme și da, Așa, de ce fac chestia aia? Ca omulețul să se identifice cu firma. Adică, în momentul în care zice, da, eu sunt angajat acolo, deci nu mai sunt, eu sunt. Ei bine, în universități cam asta lipsește. Adică omulețul zice bă, mă duc la școală ca la prozar, cu toate că școala l-a și format și îl și susține, îl și ține undeva într-un loc relativ ok. Am înțeles cum ar apar în filme gen tricourile cu hardvard și da, echipa... Da, de... De să ajungem nici la extremă, dar cumva în momentul în care am o oportunitate să mă gândesc că pot să ajut și școala într-un fel. Când e păcat să nu... Adică când fac training-ul ăla, ok. Mai ales, cum ziceam, sunt suficiente căi la câștiga relativ ok. Nu trebuie neapărat să iei 30 de lei pe cât luăm noi sau 35 de lei la plata cu ora. Adică noi dacă facem o oră suplimentară luăm 35-40 de lei net. La 40 de lei ca ce ai vrea să faci? Dar pe de altă parte era, intră în fișa postului, că trebuie făcute și orele alea. <laughs> da, da. Povestiți-ne ce ați făcut un pic în Africa. Da, în Africa a fost o chestie interesantă, în sensul în care, după cum ziceam, m-au invitat ca expert, <laughs> dar să eu zic că e de la vârstă, nu s-au acumulat diverse chestii. E o chestie interesantă, fiindcă sunt foarte multe resurse și o resursă magică în Africa e energia care se numește energie solară. Ideea e că ei pot produce foarte multă energie electrică folosind panouri fotovoltaice, au foarte mult, spre deosebire de Europa, foarte mult teren pe care se poate instala. Iar o altă chestie magică e transformarea energiei astea în hidrogen. Și atunci, energia asta electrică poate fi exportată către Europa în forma hidrogenului. Okay. Hidrogen care va fi o resursă fantastică pentru Europa, ținând cont că ținta Europei este să reducă spre zero da, energia din combustibil fosil. Din, da. Și atunci e o chestie de viitor. Acum a fost așa un prim pas prin care încercăm să găsim niște soluții de tip win-win. Cumva ei să producă energie, îi ajutăm să producă energie, îi ajutăm cum a fost cazul meu pe partea de mobilitate electrică sau alt, alt tip de mobilitate astfel încât ei cu o parte din energia produsă să -și se dezvolte. E o chestie magică așa ca principiu. Acum eu nu sunt businessman sper să fie chestia asta magică și să nu fie o chestie prea orientată pe profit. Dar eu așa am văzut și așa, a, de asta am participat acolo. Și m-au impresionat uh, oamenii de acolo. Au fost, cred că din șapte sau opt țări din Africa subsahariană, din orașe mai mici sau mai mari, în care au prezentat diverse proiecte legate de uh, producția de energie și de mobilitate. Și aveau niște. Iar mi-am schimbat un pic imaginea. De ce? Fiindcă eu mă dusesem acolo, zic, pe baza experienței mele din România, fiind consultant pe partea asta de transport electric, autobuze electrice și așa mai departe, am zis că mă duc să le povestesc cu autobuze electrice. Cum ziceam mai devreme în discuția de, dinainte, ei nu prea aveau autobuze pe acolo. Visul vieților era să transforme și e, să transforme scuterele din scutere clasice în scutere electrice. De ce? Fiindcă și ei sunt dependenți de resursele astea, iar unele țări africane au sau nu au petrol. Și în momentul în care nu ai petrol, să importi petrol care e relativ scump, da, trebuie să dai ceva în loc, ca idee. Ha? Și atunci, schema asta cu transformarea parcului de scutere într-un parc electric e o chestie simpatică. Asta ca exemplu de discuții pe. e un, un început de. să zic, proiect sau program, ca să fie o colecție de proiecte, așa ca să se. <laughs> o vige. Ce, ce lipsește Bucureștiului în termen de mobilitate urbană? Pentru că traficul da. e pe buzele noastre de dimineață da, până da, la șapte. Da. da, fiindcă traficul e pe buzele noastre. Dacă ar fi în mintea noastră, da. Deci ne, ne, lipsește mentalitatea și comportamentul. Păi, în momentul în care eu văd că orașul e aglomerat, ce fac? Ies cu mașina. Va fi și mai aglomerat. Nu, asta e soluția. Deci noi așteptăm cu mașinile da, pornite la semafor ca cineva să vină cu o baghetă magică și că puf, de mâine vei zbura pe aici. Păi, ca să zbori pe acolo, fie de clădiri, fie sap tuneluri. Asta înseamnă foarte mulți bani. Dacă noi suntem în stare să producem foarte mulți bani, am găsit soluția. Dar nu suntem. Adică <laughs> avem diverse alte probleme. Hai să vedea ce se întâmplă acum cu Podul Grad. Da? Nu știu. Păi a intrat în reparații și s a blocat tot Bucureștiul. Podul Grad. Grand. De la de la... Da, și tramvaiul așa. 41 mai circulă sau circulă cu o frecvență scăzută, dar a fost închis Podul Grad. Ei bine, tot Bucureștiul s-a blocat. De ce? Fiindcă avem și ploaia. Da? Și apropo de mentalitate, când plouă ce facem? Ne Îți luăm mașină. Umbrelă. Mașina umbrelă. Exact. Nu? Că să nu mă aud la picioare, că cu umbrela nu mă la cap, dar mă la picioare așa cum mașina umbrelă. Da? Și atunci e o problemă de mentalitate. Dacă mâine ieșim toți și mergem pe jos sau alergăm în Londra, apropo de sporturile la care particip, în Londra omuleții să duc la serviciu alergând. Deci e singurul oraș în care am văzut oameni dimineață da? Când ceilalți se duc cu mașini și nu știu ce, cu biciclete, evident, ca în multe alte orașe, dar foarte mulți alergând cu cu în spate, se duc la serviciu alergând. Păi și cine ar trebui să facă primul pas, pentru că eu... De îmi... Aici e povestea cu ouă și găina. Da, ce... Civilizația, din punctul meu de vedere, nu se face cu, cu cuvinte blânde, se face cu forța. Relativ, relativ. Adică dacă nu vii și îmi da vii... da ei, cu forța, dar trebuie să, să știi foarte bine unde lovești. Că altfel poți să vii cu o băta mare, știi? A se vedea un exemplu din trecut, nu zic ce primar. Dar a zis, domnule, ia, am văzut eu în alte orașe că funcționează bandă dedicată autobuzului. Și ce au zis oamenii? Păi, la intrare în București, de la Corbeanca până la Otopeni. Facem și bucurești mai departe, facem o bandă dedicată autobuzelor, deci din trei benzi vor fi două pentru autoturisme și unul pentru. Ei bine, au făcut asta peste noapte. A doua zi au venit toți cu mașinile, ca așa erau obișnuiți pentru cele trei benzi, și au, au venit mașini da? pentru, să zicem, un drum cu capacitate de trei benzi, pe un drum cu capacitate de două benzi. Evident, evitera, mai mergi nimic. Și a fost, a fost o chestie, cum ai zis, cu forța. Da? O forță trebuie să știe și grivei în povestea asta. Că... Yeah. <laughs> și evident, a doua zi au scos toată povestea aia cu banda și asta se poate face, da? da, că informezi pe aia din timp. Da. Fac niște chestii pilot, sâmbăta și duminica. Să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, să... să, înțeleagă mecanismul. Fac niște locuri de parcare, fiindcă aia din Corbean, ca autopen și așa mai departe, au nevoie de mașină pentru a ajunge la DN1. Da, de exemplu, e e, este, nu e complicat, dar e o acțiune complexă. Există cel puțin două, și acum cred că se face și a treia aia de la Bercin, de park, ride in, park and ride. Park ride. Și cel and puțin da. asta de la Străulești, nu prea se îngrămădește în lumea nu loc. prea. Aici are o chestie. Ideea e trebuie văzut sistemul în ansamblu. Deci eu ce vreau să fac? Să implementez un sistem de tip park and ride într-un sistem de transport urban. Dacă am plecat cu povestea asta, reușesc. Dacă vreau să fac o parcare pe niște bani la capătul metroului, îmi va ieși o parcare pe niște bani la capătul metroului. Ideea e, hai să ne gândim un pic. Cine ar, cine ar parca în parcarea de la Străulești? Evident, cei care stau în Mogoșoaia. Da. Păi cei care stau în Mogoșoaia, dacă pleacă cu mașina de acasă și au trecut de centură au reușit că... să treacă de centură. Păi apinați încă jumătate de oră să fii sărătos da. cu parcarea ta la Străulești. Deci cam asta, ca asta e ideea. Plus că oferta e frumoasă. 50 de bani pe oră. 50 de bani pe oră înseamnă 6 lei pe 12 ore. Da, să da. zicem că ar fi vreo 12 ore cât ar sta ma mașina acolo. 6 lei plus transport public. Iar, s-adună 10 lei pe zi. 10 lei pe zi, da, 20 de zile înseamnă 200 de lei pe care îi dai aiurea sau... Aiurea. În contextul ăsta. Nu e aiurea. Sau... Să mergi cu mașina ta și ajungi unde vrei. Bine. Sau mai răutăți situația că trebuie să plătești oh, parcări pe aici. Dar... Pe ransamblu, oamenii care fac chestia asta de zeci de ani au și locurile lor de parcare, pă, după pă, de pe trotuar în fața curții, nu știu cărui om și așa mai departe. Dar de asta, ideea e felul următor, dacă vrei să-i atragi, am în minte un sistem simpatic, tot de tip parken la Cork, în Irlanda. Am fost recent, bine, la am văzut. Okay, expert. Tot expert da. uh, și au făcut o chestie simpatică. Ăștia din. Cork County, din regiunea Cork, veneau în Cork la cumpărături. Era orașul cel mai mare. Cum veneau? Cu mașinile. Irlandezi? Irlandezi seamănă cu noi Ne suim în mașini și mergem pe zi. Bun. Și veneau și, evident, aveau probleme cu centrul corcului, care era foarte aglomerat. Și au făcut niște... un sistem de ăsta, parking ride, cu câteva parcări, dar pe o, o schemă foarte interesantă. Deci, dacă parchezi mașina costă 5 euro pe zi, iar pentru a ajunge din parcare în oraș, în centrul orașului, ai un autobuz pus la dispoziție, costul autobuzului intră în parcare. Care e șmecheria? Șmecheria e că, indiferent de numărul de pasageri, tot 5 euro dai. Deci dacă ai mașina plină cu 5 oameni, dai 5 euro. Dacă ești numai tu, dai 5 euro. Și atunci când mergi la oraș, nu-l pe vecinul. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, nu ești atras, fiindcă stai un pic, am mașina cu toată familia și mă costă 5 euro. Păi mă costat 5 euro pe oră, parcarea. Și da. Deci ca idee trebuie gândite toate mecanismele astea. Trebuie cumva să avem o vedere de ansamblu, care avem toate componente. Așa punctual, ok, e o parcare magică. Chiar arată simpatică aia de la străuri. Da, am văzut și din Pantelimon, arată... da. da, da. Ok, deci soluția. Una din gândiri era de fapt că trebuiau pe partea... Pe partea alaltă. Adică să nu facă omulețul... Deja dacă merge jumătate de oră, el vine de la capătul Comunei Mogoșoaia, da, până aici face o jumătate de oră, el mai având de aici cu mașina încă 20 de minute, e clar că nu... Da, e? timpul, beneficiu... Da. Ok... Păi și acum, de exemplu, cu centurile astea pe care le fac și dărâmă strică ce fac autostrada asta, va prelua? A, teoretic va prelua. Și practic, până la urmă. Că nu văd de ce un tir n-ar intra pe A0 și, și ar petrece timpul pe ce -a fost acest, sau actuala A, centură. E clar că va prelua. Bine, iar e și aici de discutat, fiindcă mulți zic că toate orășelele comunele din jurul Bucureștiului vor fi încet, încet înglobate și sunt în București. Și atunci când apar lucrări de-astea mari de infrastructură, tu nu faci decât să rupi accesul celor din, cum ar fi domnești, N au da. făcut un mare pod, nu, plec, nu merge nimeni pe jos, traversând podul ăla de acolo, da? e un fel de barieră. Pe de altă parte, dacă ne uităm în toate orașele europene, toți au trecut pe la nivelul ăla. Dacă mergem în Paris, tot felul de poduri prin Paris. Că mergem la porțile Parisului, da, sunt tot felul de construcții de astea în care merg. Da, eu sunt de acord că este o perioadă de tranziție care trebuie să trecem câte o Da, câte -o tranziție, dar și asta cu tranziția. Eu nu prea accept cuvântul asta tranziție. Tranziție de la ce la ce? Fiindcă la destinație ne așteaptă o altă tranziție. Corect, <laughs> Cam așa da. e viața. Adică, da. adică ajungem punctul la cât iar trebuie să. Da? Transformă. La la, adică, nu suport două chestii, asta cu tranziția, cu generațiile de sacrificiu. Nu, așa e viața. <gântuță> toți <tot> da. sunt. <gântuță> unii mai au pe parcursul vieții au mai multe evenimente sau mai puține, unii sunt mai fericiți, mai puțin fericiți, dar cam asta e, nu se sacrifică. Adică, nu <gântuță> i-am văzut plângând în hohote, <gântuță> inclusiv <gântuță> tipul regimului comunist. Evident, au fost momente în istorie în care lumea a suferit fantastic. Da. Pe ansamblu au trăit ce da. se putea trăi la momentul respectiv, în contextul respectiv. Eu, eu întrebam de autostrăzi de astea pentru că un fenomen pe care l-am văzut, noi am avut norocul din anii facultății și din liceu de fapt, să plecăm în Italia vara. Și ăia construiesc autostrăzi de când și-au făcut baza italii, americanii la Napoli să ai cu ce ajunge în Germania repede. Și au autostrăzi din toate punctele de vedere. Da. Vara, nu există vară să nu fie coadă de zeci de kilometri pe autostradă. Și da. eu vin și întreb, cu toate trenurile lor de mare viteză, de sute de infrastructura mărită sau capacitatea mărită a infrastructurii nu atrage de la sine da, da, mai da. mult trafic? Asta e o, iar o regulă care se poartă. Așa, okay. Frază pe care o zic toți și specialiștii în specialiști din domeniul ăsta, Eu... că dacă mă, mărești capacitatea vei genera mai mult trafic. Păi, iar ziceam, hai să avem vederea de ansamblu. În momentul în care vii și investezi și în calea ferată, da, vezi sistemul integrat. De data asta, la nivel național, ai șanse mari să scazi traficul. Traficul nu va scădea. Ca dovadă, foarte mult, dar e un pas, trebuie făcut pasul ăsta. Ca dovadă, la prahovei. Da? Deci, deci, oamenii continu și acum să se ducă, să stea 5 ore în trafic, în condițiile în care un tren te duce într-o oră jumate, dacă vrei să ajungi la ea. Și nu pot să cred că toți cei care sunt în mașinile alea au și copii, și trotinete, și să zici găletușe, a... să zic, da, domnule, aveam multe bagaje și nu aveam cum să le duc. Ei, continuă, de ce? Fiindcă e o chestie și de mentalitate. Pe de altă parte, iar, trebuie văzută imaginea de asamblu, am încercat la un moment dat să mă duc la Constanța, la mare. Zic, nu mă mai duc mașina, mă duc cu tren. n-am găsit bilet. Nici nicio formă. Am găsit un bilet undeva la un o tren de lume. la care... un care... <laughs> Și păi zic, ok, nu mă duc cu trenul, să mai mă duc cu autocarul. Nu. No, pe lângă faptul că biletul la autocar era 120 de lei, știi că mi s-a părut exagerat, neapărat. Dar ca idee. De deci e clar că e o problemă acolo. Adică nu pot să le cer obuleților să nu se ducă vara la mare pe autostradă când eu nu am ce să pun în loc. Alternativă, altceva. Alternativă, da. Da. Deci se vor duce cu cea, ca idee, mecanismul e așa, cea mai accesibilă cale, pe aia o folosesc. Eu am trăit o chestie... Accesibilă nu chizii... neapărat optimă, da, fiindcă de multe ori dai mult mai mulți bani pe povestea asta cu mașina decât ai da, da în clar. orice altă variată. Da, și e... ai și niște bariere, adică te duci, fie conduci beat, fie nu bei. Deci ai, apropo de da. vamă și alte mamaia și... Eu am văzut o chestie care mi s-a părut, nu știu, poate am interpretat eu greșit. Am fost în Germania și a, am zburat în România la Berlin, și de la Berlin trebuia să ajung la Hamburg. Și am luat trenul lor de sute de kilometri și m-a costat undeva la 150 de uh, euro, dolari, ce am plătit eu acolo. Și mi-am pus problema, zic, băi, dar cum să coste trenul atât de mult? Că, ca distanță, nu știu cât era, dar oricum am mers vreo două ore. Și pe urmă mi-am dat seama ei zic în felul următor, dacă vii cu avion cu avion, stai că trebuie să ajungi în oraș. Da, așa, dacă iei trenul cu trenul, toate gările sunt tradiționale în da, mijlocul da, da, în centru, da. orașului. Da. da. Și și-au pus prețul la călătorie cam cât e cu avionul. Da, C da, da. Păi nu, și tu cântărești, zici mă, mă duc așa sau așa? Da. Și care-i timpul? Și ca dur și, evident. Durere și mi, mi s-a părut, la fel mi s-a întâmplat în Elveția, adică prețul biletului de, de tren da. este... Comparativ, adică aproape de... Da, bine, acum depinde, fiindcă trebuie găsite soluții și pentru cei care n-au 150 de euro. Nu pot să-i țin închiși undeva, că, da, de asta în Germania era 150 de euro biletul la trenul rapid. Da, de da, da. La, la, la de... viteză mare, da? Da, evident că era și o soluție de 30 de euro da, sau da, de 20. De asta trebuie cumva gândite în... Ăștia din Elveția au gândit să drăguț că prima oară când m-am dus, eu m-am dus ca la noi, la București, să rămână un bilet până la Geneva, da, 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 ea, da, Și pe urmă, e, e cursanții mi-au întrebat cât am dat. Și zic, 130 de euro, cum să dai atâta bani? dacă atâta mi-a cerut, zic, nu cred că mă... Și mi-a zis, nu, păi uite că dacă ți-l programezi... Da, din da, 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 da și-am da, da. dat 30 de euro pe urmă și eram la modul zic, păi, uite, da, 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 păi nu, așa, așa am pățit și eu prin pățit, am trăit primarea că este pozitivă. <laughs> nu, în sensul în care dacă ții bilet deschis pe toată ziua, e un preț mult mai mare, iar dacă ții la un anumit tren, e alt preț, evident, mai mic decât la. Da. Și tot așa, cumpărat din timp, au o fluctuație așa a prețurilor. Păi și la noi de ce să uh, am privat CFR-ul de, de, o strategie de asta de îmbunătățire? Pentru că clar da, e... Aici e complicat. Eu am avut, după ce am terminat facultate, am avut norocul să fiu angajat la calea ferată. A fost un pas magic. De deci, ce? Că am făcut stagiu doi ani după care am venit la școală. De deci, ce e magic? Fiindcă am văzut tot sistemul și l-am prins în reformă. Când a iar, pe vremuri era o singură societate care avea și infrastructura și partea de servicii de transport, da, CFR Călători. Da. Au toate împreună. Și exact când am fost eu, au spart în companii. Ideea e în felul următor. Există CFR Infrastructură, care e o chestie simpatică, evident se ocupă de infrastructura de cale ferată din România, care e partea mai puțin simpatică, e subfinanțată, la chestia asta e ca la mașină, da? nu pot să bag bani numai în benzină. Trebuie să-i fac și o revizie, că dacă nu i-am schimbat bujiile, pot să am cea mai bună benzină și cea mai frumoasă vopsea. Mașina nu merge. Cam așa e și aici la infrastructură. Adică toate componentele alea care șad acolo trebuie să fie da, întreținute. Peste chestia asta vin serviciile de transport călători și marfă, da? aici iar e o mică problemă. De ce? Fiindcă trebuie să am niște trenulețe, trebuie să investesc. Inve investiția în trenuri e o investiție costisitoare. Deci, transportul feroviar e un sistem de transport foarte scump. La achiziții. La achiziții și la întreținere, dar ca beneficii, da? dacă e să facem o analiză da. cost-beneficiu, da? beneficiile, evident, sunt mult mai mari și justifică investiția. Dar în termeni financiari, da? veniturile din transportul feroviar nu acoperă investiția. Ok, deci să înțeleg că ea trebuie, sub, trebuie subvenționată o da. în permanență. Dar beneficii, cum ziceam, da, în ceea ce privește poluare, siguranță și așa mai departe, ne aduc în final, dar imaginează-ți ca idee să fac așa o paralelă cu transportul rutier. În transportul rutier, noi suntem campioni la accidente rutiere, da? la număr de morți. Ne pe... străduim? Ne străduim, da? Cu alcool, cu. adică 90-80% din de... accidente au cauza principală șoferul. Da? Bun. e bine, avem vreo 500, 600, 700, depinde de ani de morți pe an, da? pe drumuri. e bine, la nivel european au calculat, au făcut o formulă să vadă ce înseamnă chestia asta ca impact. Da? Evident, totul trebuie convertit în bani pentru a vedea... Ei bine, un român costă 1.200.000 de euro. Sună ciudat așa, dar asta e paguba pe care o aduce moartea unui român în societatea românească. Da? Deci dacă moare un român, efectul în ansamblu economiei românești e de un lipsă un milion de mii de euro. E bine, eu dacă am 100 de oameni salvați, da, deja am 120 de milioane de euro. Oh, deja încep să să-mi dau seama că dacă iau jumătate din oamenii aia care conduc și îi pun pe trenuri, deja mă finanțează numai faptul că i-am salvat. Asta așa ca un exercițiu de... Da, da, da. Deci, cam așa ar trebui gândit, fiindcă în final, dacă totul se rezumă la niște cifre tăiate pe o hârtie. Când gândim un buget, vom avea transportul feroviar pe care îl avem. Nu pot să cred că Germania nu avea alte priorități. Nu pot să cred că au bugetul perfect. Da? Că zic, acopăr orice nevoie. Nu pot să cred. Da? Numai că ierarhizează cumva și în final rețeta asta duce la dezvoltarea economică. Altfel, re o rețetă mai strâmbă, da? deci sunt orașe din Moldova care sunt izolate. Dar n-ai cum să ajungi. Eu trebuie să mă duc, la, de exemplu, la Suceava, la un orșop. Singura soluție e să merg cu avionul, decentă ca timp și bani, și uh, orșopul e vinerea. Ei bine, vinerea n-ai avion dimineața să te duci la Suceava și să te întorci seara. Tot ce poți să faci e să pleci joi seara și să te întorci. Sâmbătă dimineața la 5:20 cu avionul. Deci, asta clar arată că nu s-au mulat serviciile pe nevoile. La că eu nu-mi doream. Iese. Da, da, dar da. la Suceaba eu nu-mi doream să plec joi seara să, să mă trezesc sâmbătă dimineața la 4 ca să iau avionul de 5. Acum, sunteți dumneavoastră pretențioși. ziceți, mersi că la Suceava nu s-a ajunge cu călăuză. De la da, Bărlat, frumos, 2 da, euros. Nu, nu zic, dar putea fi un tren cu o viteză relativ mică sau mare. Adică undeva dacă merge trenul cu 160 de km pe oră, constant, da? și are o viteză comercială, să zic, de vreo 100, 100 și ceva de km pe oră, în patru ore poți să ajung la Suceava. 4 ore ok. Da, la noi, în România, ce am sesizat eu, lăsând la o parte politicul ca atare, noi, ca români, nu, nu avem cultura prioritizării în sensul în care să iasă cineva la putere în companie, în casă, în familie și să zică, fraților, ăsta e bugetul, ăstea sunt 1, 2, 3 priorități, atât. Ei vor din aceiași bani să hai că dăm și la spitale, mărim și salarii, da, dăm și pe aia, de și altă atunci... parte sunt multe fațete. Nu poți să zici că investez numai în transportul și școala. Nu-ți ajungă aia la școală că sunt toți bolnavi. Adică da, Trebuie un echilibru. Pe de altă parte, la un moment dat, trebuie investit în ceva. Adică, Prioritar. Da. Fiindcă mă uitam la povestea asta. Acum sunt subiectiv că mă ocup de partea asta, de mobilitate. Dacă ai idee, nu poți să dezvolți economia unei țări fără partea de transport din spate, de logistică. Alea trebuie, mărfurile trebuie să plimbe. Adică nu poți să da. aștept... Adică, la un moment dat iar prieten cunoscut spunea că uite domnule ăștia aduc afine din Peru sau din Chile și nu le aduc de la noi. Păi nu le aduc în termeni logistici. Producătorul cobor. din Peru sau din Chile livrează cantitatea dorită la momentul la care îți trebuie ție, la prețul dorit. Aici nu găsești cele trei cel puțin trei caracteristici ale produsului. Da, da. Deci, atunci e clar că te, du te uiți pe piața globală să vezi unde. Și pe chestia asta, economia românească pierde. Nu pot să cred că nu putem da. cultiva 500 de hectare de afire. Da, și simultanie și cu vămile pe, pe, pe rutier. Că mă uitam de câte ori îmi dau să traversez granița pe undeva, e un calvar pentru săracii. Da, da, da. Iar a, aici ca idee ar trebui peste tot să poartă povestea asta cu indicatorii. Trebuie să vedem ce înseamnă, care e pierderea generată de două zile așteptare camion în fama de la Giurgiu ah. -Giu sau de la Rusia. Da? Și atunci, în momentul în care facem, vedem care sunt pierderile, costurile, putem după aia foarte simplu să înțelegem da, ce înseamnă o investiție, ce ar însemna să mai punem încă 5-6 benzi pentru Trecerea prin punctul ăla de frontieră. Ce-ar mai însemna să mai. Tot așa, plecăm iar de la bugete de astea pe hârtie. Dar omuleți au un buget. Da? Câți angajați? Atunci. Ei nu pot crește numărul de angajați, fiindcă n-au buget. Da? Iar e povestea asta cu reducerea numărului de angajați de la instituțiile publice. Iar nu. De ce să crezi numărul de angajați de la Poliția de Frontieră sau de la VAMă? Sunt tot felul de am componente de astea care te duc în um, starea în care suntem. De ați, ați menționat faptul că majoritatea accidentelor sunt făcute din vina șoferilor. Cum vedeți partea asta de inteligență artificială și self-driving? Aici e magia. În momentul în care mașinile sunt autonome, nu mai am treabă cu omulețul. E, și atunci o reglez altfel. <laughs> da? Piece of software se reglează altfel. Omulețul are tot felul de... Omulețul obosește, da? Omulețul e supărat. Accelerează, merge mai încet. Dar are tot... Softul nu are chestia asta. Deci dacă am un vehicul autonom, el merge după regulile date. Au băgat în producție vreun producător autovehicule? Da, sunt. Sunt testate, dar circulă și Tesla nu, în Statele Unite. Sunt mașini autonome. N-au oprit poliția de nu știu ce oraș din Statele Unite a oprit un... Nu știa ce se întâmplă, că nu-l găsea pe șofer. Și nu era deloc în mașină. Nu era nimeni. Mergea mașința. <laughs> Și când a, a semnalizat polițistul, mașina a oprit, că avea camere, știa ce, despre ce e vorba. După aia mașina a plecat de lângă polițistul ăsta, să a speriat, de ce pleacă mașina? De ce pleca? Fiindcă locul în care se oprise era un loc cu risc de accident mai mare decât locul din față la 20 de metri. Și a evaluat <laughs> și s-a mutat. <laughs> apropo de sistem autonom. Și da? avem vreo să le implementăm la noi? Da, da. Pe ea sunt niște mișcări. Chiar sunt încântat de chestia asta. Eu a apărut o comisie pentru vehicule autonome la Ministerul Transporturilor, și e o lege, nu știu dacă în ce formă, dacă a ajuns să fie publicată în monitor oficial, prin care se acceptă testarea vehicului autonome pe drumurile publice din România. Okay. Evident, în anumite condiții. Să spui care e drumul, să, să pregătești cumva tronsonul ăla. Dar e un pas mare înainte. Și a, apropo de chestia de solare la noi, încă lumea se teme, teme de mașinile electrice și am văzut foarte mulți influențări mizând pe faptul că, ok, mutăm uh, poluarea motorului electric, uh, pardon, termic, uh, de un, da, în e, poluarea din baterii. E un pas oricum mare înainte. Știi? Că noi trăim în spațiu urban. E acum, dacă ne place să respirăm uh, tot felul de noxie, e plăcerea fiecăruia. Dacă ai idee, evident, dacă Sursa primară de energie poluează, nu fac decât un export de poluare. Îl iau, iau poluarea din oraș și o duc în afară, unde e sursa care produce energie electrică. Dar, pe de altă parte, acum pe piața liberă a energiei, nu mă oprește nimeni să cumpăr energie verde. Deci, eu de acasă pot să cumpăr numai energie produsă de hidrocentrale, centrale eoliene sau panouri fotovoltaice. Fac contract și furnizorul îmi livrează. Evident că e un amestec, că nu o da. să stea la zic că 2,3 oh. kW sunt așa și da, kWh sunt așa de energie și restul nu știu. Nu. Dar ca idee pot să fac chestia asta. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca deținător de vehicul electric, eu sunt 100% ok. că energia folosită de mine e verde, vehiculul nu poluează, evident, și aici e o discuție cu ce facem cu bateriile după. Și o să, o să fiu curios, Cum am luat mașină electrică, mi-am pus panouri, adică am gândit-o un pic mai, mai da, departe. Deci ești prosumator. Da. Și o, o să fiu curios cât durează bateriile astea efectiv și Bine, ce o să se întâmple cu ele după. E o tranziție. <laughs> eu când sunt generația la... de sacrificiu exact. când ajungi la capăt o să... o să fie alte proiecte prin care uh, Lob bateriile alea și le Re... da, ideea e că deja suntem în schimbare așa, și se schimbă radical și partea de industrie și economia și modul în care vedem noi și mediul și societatea uh, suntem într-o tranziție de asta dar perpetuă uh, Ideea e că noi de pe acum ar trebui să gândim totul din jurul nostru prin prisma conceptului de economie circulară. Cu alte cuvinte, să nu mai generăm deșeuri. Da, să găsim o formă prin care noi oamenii să nu generăm deșeuri. Deci ce? Fie că trebuie să facem ceva cu ele și în general le punem sub preș. Ce facem noi în România? Asta facem. Facem niște grobi mari de gunoi, punem gunoi acolo, după care astupăm cu pământ groapa de gunoi am pus-o sub că evident că alea nu sunt biodegradabile și după un tip de când dăm să construim o, ceva acolo, o casă sau un bloc, va fi un gunoi <laughs> de desubt. Eu, de exemplu, m-am gândit foarte mult și am zis, băi, dacă bateria la mașină scade în randamentul de la 300 hectare acum da, la 200, second life așa, Da, life. așa o pun frumos pe acumulatori de casă și, da, da, da. Da, da, și peste când, noapte. Când trece și viața asta a doua, da, nu m-am mai gândit departe, adică să trăiesc eu până nu, atunci. De, de asta ar trebui și de asta. Bine, acum sunt tot felul de idei, de a, de la utilizarea hidrogenului, care ar fi mult mai simpatică decât utilizarea bateriilor. Fică, ziceam mai devreme, poți să l magazinezi energia electrică în hidrogen. Da, hidrogenul nu se găsește. În puț de hidrogen, să scot două găleți și să merg. Da? Trebuie cumva să consum niște energie ca, să ca pentru a putea obține hidrogen. Da? E un purtător de energie, în final. Și uh, ide ideea e că trebuie văzut dacă tot procesul ăsta de producție pentru hidrogen. E mai puțin dăunător decât toată povestea asta cu bateriile electrice. Am senzația că nu e. Depinde. Că așa, la prima vedere, e ok. Dacă iau, simplu iau chestia asta cu electroliză, cu diverse alte chestii chimice, obțin hidrogenul, toată lumea e fericită. Nu e chiar așa, hai să o luăm logistic. Trebuie să fac niște stații, cum sunt benzinăriile, da, Trebuie să am niște vehicule care se deplasează, să ducă hidrogenul dintr-un punct în altul. Și, și toate lucrurile astea se complică. Că ați vorbit de economie circulară, eu am avut întotdeauna o curiozitate apropo de folosirea plasticului în străzi. De ce nu îl reciclăm să-l folosim pentru străzi? Ca idee se poate face orice din orice. Vorba, am voie să zic, da? că românului să faci din Rahat Beach. Schema e să și pocnească. <laughs> Asta cu pogritu aici nu iese. De ce? fi În spatele chestii astea trebuie să fie un model de business. Trebuie să ia să profit. Că okay. dacă nu se profit, dacă da. nu... Bine, profit care poate fi și un beneficiu pentru... De asta nu... Era o tipă africană care chiar a făcut o companie da, să, de... Da. am văzut și... Reciclat cauciucuri. Da, da, am văzut multe chestii. Da, iau cauciucuri și îl fac vază. Până nu, când? Nu nu, 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 nu nu, știu, știu, dar zic așa ca idee, ca idee de asta. De... Adică pot să fac orice din orice, știi, dar oare putem face cu toată cantitatea aia, putem face toți chestia aia. Uite, mă, ea făcea preșuri de cauciuc pentru parcuri, pentru locurile de joacă și aia mie mi s-a părut un model sustenabil, adică... Păi da, e sustenabil, dar acum ești și în lumea business-ului. Da, Ai investit nu... în povestea aia, vezi profitul, îți vezi iachtul la sfârșitul primului an? Eu nu-l văd. Păi, adică văd, nu, văd o barcă gonflabilă și tot din Nu avem încă canalul de la București la da, da, da. Giurgiu ca să mă-l da, pe ai, Iar încolo. aici, chestia asta cu sustenabilitatea e și trebuie să fie o chestie în mintea noastră. Și asta cu economia circulară. Dar să nu uităm de profitabilitate da, și de mediu economic. Și de business în sine. De modelul de business. Că, ok, e simplu. Deci, nu, de mâine nu mai sunt gunoaie. Suntem toți în stare să ne ducem cu sticla refolosibilă la magazin, la magazin să ne luăm ulei, oțet și aia, Dacă, dacă iese modelul ăsta, sunt total de acord să-l <laughs> adoptăm, da, cu toții. Yeah. Acum, pe final, să vă întreb. De unde ați apucat-o cu alergatul, cu triatloanele, cu triatloanele? Deci, ca Factorul declanșator, trigger au, au fost copiii mei. Ca idee, eu m-am apucat de acum vreo 10 ani. 10 ani. De sport. Eu n-am făcut sport. Până Când v-am cunoscut eu, nu, nu, făceam, nu, nu făceam, nu făceam. porniri de ăsta, Erați om serios. Și la un moment dat, ei au început să crească, aveau 2-3 ani, așa, 4 ani. Și nu mai puteam să mă plec, să iau jucăriile și nu mai puteam să fug după ei. Acum ei nu mai pot fugi după mine, e urmare. Și am ajuns să fac, bine, eu nu fac de performanță, dar mă lipesc și eu de competiții, de astea să par Adică eu fac niște sporturi de enduranță, triatlon și alerg curse lungi, semi-maratoane și maratonul ăsta de, care e al doilea din viața mea. Uh, și uh, mă lipesc de competițiile de profesioniști, iau în față pe aia și mă simt wow, simpatic, chiar dacă este ultimul. Eu le-am și zis, bon, sunt ultimul pentru ca cei care participă să nu sufere. <laughs> Că e a fi mult mai co competitiv sau așa, și combatanți decât mine și plâng. Dacă eu, nu îmi scopul meu să termin cursele și chestia asta a început să devină așa, ca o fel de dependență. Adică pe unde merg, alerg și nu, nu pot sta două zile fără să ales sau să not. Și atunci... Îi dai o dependență bună, adică nu -i... Da, face bine așa, știi? În momentul în care creier. ești foarte... cu foarte multe chestii pe cap, dacă ei la fugă, scap de de în <laughs> <laughs> Da. Bine, mulțumesc foarte mult pentru participare. Eu mulțumesc pentru... Dragilor, sper că v-a plăcut discuția de astăzi și ne vedem la episodul următor.